Liberalul Simone Albani și democrat-liberalul Paul Voicu formează noul cuplu de viceprimar, cel va încadra pe Mircea Hava, primarul municipiului reședință de județ. După cum s-a votat, se pare că la nivelul Consiliului Local Alba Iulia, Uniunea Social-Liberală s-a rupt. Au fost propuși 3 candidați pe 2 locuri de viceprimar. Paul Voicu din partea PDL, Dorin Șerdean propus de PPDD și Simone Albani din partea PNL. Acesta din urmă a fost numit de consilierul Gabriel Pleșa reprezentând USL, dar liderul PSD Alba Ioan Dârzu, prezent la fața locului, l-a contrazis. Propun din partea grupului de consilieri PDL pe domnul Paul Voicu. Îl propun pe Dorin Șerdean. Am onoarea să-l propun din partea grupului USL pe domnul Simone Albani Rotica. USL sau PNL? USL. La numărătoarea voturilor, Simone Albani a obținut 19 din 21, Paul Voicu 17 din 21, iar Dorin Șerdean 6 din 21. Ca atare, Simone Albani formează alături de Paul Voicu și Mircea Hava trioul din conducerea executivului de Alba Iulia. Ea s-a surprins și mă bucur tare mult, am avut o multă fel de mare. Înseamnă că am avut o susținere din partea tuturor partidelor. Să fac ce mai bine pentru Alba Iulia, adică să mă aplic, să muncesc, să fac investiții cât mai multe pentru orașul Alba Iulia, să îmbunătățim traiul în Alba Iulia, să îmbunătățim administrația în Alba Iulia și să facem ceea pentru ce suntem puși, să muncim din greu. Ruptura USL a fost evidentă la vot, la fel de clară ca și alianța PDL-PNL, ce s-a înfiripat la nivelul legislativului local din Alba Iulia. În cei 4 ani de mandat se pot însă întâmpla multe, dar deocamdată este evident că PSD și PPDD au pierdut startul.